Și am luat decizia să plecăm din prima zi, pentru că nu mai făceam antrenamente. Ne-am spus că o să luăm o pauză de câteva zile și dacă totul o să devină la normal, o să ne întoarcem la antrenamente, dacă nu, fiecare să plece la casa lui. Și am luat decizia din prima zi să mă întorc acasă. Ai plecat chiar atunci. Am plecat de la clubul la hotel, mi-am făcut bagajul și, nu știu, în jur de ora 5 sau 6 a venit un reprezentant al clubului și ne-a luat de la hotel ca să mergem, să trecem vama spre Polonia. Spre Polonia. Da. Inițial înțeleg că te-ai gândit să vii cumva spre Cernăuți, nu? Sau... Da, am avut o discuție cu cei de la ambasadă, de la consulat de la Cernăuți. Mi-au spus că dacă Ai sunat, ei eu am sună, sunat, da, da? personal, mi-au spus că m-au în vedere, dacă e să fie, să înceapă ceva, o să mă ajute. Doar că până la Cernăuți aveam de mers 5 ore cu mașina, Așa. plus aglomerația care era, vă dați seama, aveam de stat foarte mult timp. Aici, la vama cu Polonia, aveam decât o oră jumătate de mers cu mașina. Da. Nu m-am așteptat că o să fie chiar așa ba la muncă, adică am prins două accidente, coloană de 10-15 km de mașini. A trebuit Erați toți să... străini, ați plecat toți odată Am sau? plecat doi, eu cu cel francez, cu colegul francez și colegul meu croat cu cel din Luxemburg au venit la 2 ore distanță după noi pentru că n-au avut mașini la club și a trebuit să întoarcă după ei. Am plecat cu mașina și la 10 km distanță de vamă am prins 2 accidente și a trebuit să coborâm și să o luăm pe jos Pe jos. până la vamă. Cât ați mers? 10 km. 10 km. Da. Wow. Ok. Ca un antrenament a fost până la urmă, Da, sincer, dar că era zic. într-o zonă în care probabil, adică erați înconjurați de oameni disperați, de oameni. Da, într-o zonă foarte periculoasă pentru că deja începuseră să conducă foarte haotic. Ah, ok. Aveam 2 benzi de dus, 2 de întors, deja se mergeau pe 3 la dus spre vamă, una la întors, câteodată mai încercau să intre și pe a patra bandă și majoritatea timpului am mers pe mijlocul șoselei. Serios? Și, na, mai treceau aproape de tine, te speriai. Adică, la modul să nu te lovească. Da. În rest, n-am avut așa, că o să fie, nu știu, o să dea vreo bombă sau, nu știu, Erau mulți oameni altceva. care mergeau pe jos sau Erau mergeau? foarte mulți și cu copii, cu bagaje, de asta și i-am spus colegului meu, când am văzut o femeie cu copilul, zic, hai să luăm și noi pe jos, n-ai, suntem bărbați și n-ai, stăm în mașină, Da. să așteptăm atâta timp, hai să luăm bagajele și o luăm pe jos, vedem ce-o fi. Chiar Ok. dacă s-a întunecat, dar, na, suntem bărbați, am ajuns până la urmă. E vreo imagine care ți-a rămas în minte din mulțimea de oameni, puhoiul ăla de oameni pe care l-ai întâlnit în drum spre vamă? De obicei rămân așa frânturi de Imagine, imagini. da, nu știu, mi s-a părut așa, ca sfârșitul lumii, ca în filmele cu sfârșitul lumii. Am mai spus că așa panica aceea, cum alergau fiecare, cum conduceau, cum... Cam așa își descrie sfârșitul lumii, un film. În vamă înțeleg că ai stat o grămadă. În vama am ajuns, nu mă așteptam chiar să fie așa foarte multă lume, dar când am ajuns erau, cred că, 4.000 de persoane. Vama spre Polonia este foarte mică, aveau decât 2 porți prin care puteam să trecem. O poartă era ocupată un rând cu femei și copii sub 10 ani și o poartă cu bărbați, copii peste 10 ani și femei. Și a stat cât? 14 ore? Cât Am ai? stat 14 ore, da, pentru Wow! că din rândul nostru lăsau la, nu știu, cred că un interval de 15 minute să treacă câte 5-10 persoane. Și mai mult lăsau femeile copii. Ai văzut bărbați întorși din vamă, Da, ucraineni? foarte mulți îi întorceau. Pentru că trebuiau să se întoarcă Și am văzut și foarte mulți se spre... băgau la coada cu femei, copii, adică mi s-a părut... Da. Începuse să fie și foarte frig Da. și vă dați seama, mai ales o femeie cu un copil nou-născut sau să stai la coadă și vedeam bărbați că se bagă, adică să treci, mi s-a părut foarte penibil, așa, nu știu. Adică eu, hai să zic că treceam vama să mă duc acasă. Da. Dar când vedeam altceva, vedeam alte persoane care, nu știu, ar putea să rămână în țara lor ca să ajute sau ceva de genul și stăteau la coada cu unde stau femeile cu copii, mi s-a Bine, părut așa. mă gândesc totuși că îi întorceau. Da, Că pe nu mulți cred că, s-a întors, adică... doar că pierdeai un anumit timp, vă dați seama, până
treceau de poartă până mai aveau de discutat ceva, da, întorcea, da, pierdeai 5-10 minute pe o discuție care nu și avea rost.